Evenimentul a avut loc odată cu aniversarea 94 de ani de la înființarea sportului cu motociclete. Troița, amplasată în zona sălii sporturilor din Târgu Jiu, a fost sfințită de un preot. Monumentul a fost ridicat cu sprijinul profesorului George Pătrășcoiu, a Georgetei Cristescu și a inginerului Dan Burlan. Sfaturile motociclistelor care eu le dau să circule prudent pe drumurile publice. Noi vom continua activitatea sportivă mergând în campionatul țării cu sportivii gorjeni. Noi nu terminăm, ne lăsăm de tot de motocicli, dar ca cu organizator nu vom mai organiza niciodată. Deci sportul cu motor a murit în municipiul Târgu Jiu. Pe Troiță a fost trecut numele celor mai reprezentativi oameni ai sportului cu motociclete și automobile de competiții. Prin ridicarea Troiței se trage un semnal de alarmă al celor împătimiți de aceste sporturi. Cu regret mă retrag. În cinstea marilor sportivi am făcut o Troiță și azi am comemorat, aici unde vedeți dumneavoastră, între spuși toți care au făcut cinstea acestui sport cu motor. Atât motocicliști, atât cât și automobiliști. Ce semnal de alarmă trage ridicarea Troiței? Semnalul de alarmă trage greu de tot, în sensul că anul ăsta am avut o etapă de campionat național în care nu s-a mai putut face datorită oficialităților. Au amânat-o pentru o cursă de baghei, este ilegală. Am dat un calendar peste cap acestea și din cauza asta mă retrag, pentru că acest oraș nu va mai prospera niciodată și nu va mai vedea niciodată motociclism în Gorj. Și îmi pare rău. La eveniment a fost prezent și un motociclist de 86 de ani care a venit cu o motocicletă fabricată în anul 1977.